În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bună regăsire, dragi prieteni, și pe canalul revistei Viața Spirituală. Ne găsim astăzi în cea de-a 21-a zi a lunii lui Florar, a lunii Mai, zi în care Biserica noastră ortodoxă strămoșească face pomenirea Sfinților Împărați Constantin și mama sa Elena. Sfântul Împărat Constantin cel Mare a fost fiul lui Constantius Chlorus și al împărătesei Elena. Împăratul Constantius Chlorus mai avea și alți fii din alte căsătorii, dar împărăteasa Elena i-a dăruit doar pe Constantin cel Mare, cel care a ajuns împărat în locul tatălui său, a adus trei mari bătălii. Prima dintre aceste bătălii a fost cea cu Maxențiu, care era un mare tiran din acea vreme, mult superior militar în fața lui Constantin cel Mare, și văzând deci împăratul că acesta, din urmă acest tiran, era mult superior militar, a căutat a găsi nenumărate soluții pentru a-l învinge. Însă, iată, ca semn al răspunsului la rugăciunile sale, deși nu era creștin, Dumnezeu a orânduit ca acesta să aibă o viziune, așa că pe cerul din plină zi s-a arătat o cruce înconjurată cu stele, iar o voce i-a spus că sub acest semn vei birui. Auzind deci împăratul acest lucru, a poruncit imediat celor care pregăteau armele și steagurile de luptă să pregătească un stindard cu semnul Sfintei Cruci, așa cum îl văzuse pe cer, pe care să-l poarte a doua zi în luptă și care, iată, să-i aducă biruința asupra lui Maxențiu. Dar luptele pe care le-a dus Constantin cel Mare nu s-au încheiat cu această luptă. Așa se face că el a mai dus și alte două bătălii împotriva șiților de la Dunăre și împotriva lui Bizantion, cucerind astfel orașul Bizanți, care va primi numele de Constantinopol. La fel de râvnitoare ca și mai tânărul său fiu a fost și împărăteasa Elena, despre care știm că a găsit lemnul Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul nostru Iisus Hristos, iar în vremea patriarhului din acea vreme, în cea de-a 14-a zi a lunii lui Răpciune, a lunii septembrie, aceasta a înălțat Sfânta Cruce a Mântuitorului în mijlocul mulțimilor pentru ca toată lumea să vadă acest lucru. În semn de mulțumire, împărăteasa Elena a ridicat aici biserica Sfântului Mormânt, dar și alte biserici. Împărăteasa Elena s-a mutat într-o veșnicie în anul 327 după Hristos, la 80 de ani ai vieții sale. Împăratul Constantin cel Mare a trăit până la vârsta de 65 de ani, adică 337, 10 ani mai târziu, când, iată, în cea de-a doua parte a vieții sale, fiind măcinat de boala leprei, o boală cumplită în acea vreme, are o nouă viziune în care îi vede pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, care în cele din urmă îi spun acestuia că va fi vindecat de un anume călugăr Silvestru, care nu era altul decât episcopul Silvestru al Romei, Papa Silvestru, așa cum știm cu toții, care imediat după ce a dat împăratului taina Sfântului Botez, acesta s-a vindecat pe loc de boala de care suferea. Sfântul Împărat Constantin cel Mare a dat edictul din 325 prin care a fost legalizat creștinismul în Imperiul Roman, dar a rămas cunoscut și pentru faptul că, iată, acesta din urmă a convocat cel din tâi sinod ecumenic, punându-se bazele unei ierarhii în biserică și totodată punându-se bazele unei opoziții împotriva ereziei ariene, căci în acea vreme era mare tulburare în biserică în baza ereziei formulate de Arie. Ei bine, dragilor, steagurile pe care Constantin cel Mare le-a folosit în lupta sa cu Sfânta Cruce împotriva lui Maxențiu se regăsesc și astăzi în bisericile ortodoxe din toată lumea. Acestea poartă numele de steaguri funebre și alcătuiesc de obicei cortegiile funerare sau prapori, așa cum se mai numesc ele în multe zone
ale țării. Așadar, dragilor, astăzi este sărbătoare mare pentru creștinii ortodoxi, este ziua Sfinților Împărați și întocmai cu apostolii Constantin și mama sa Elena. Așa cum am arătat și mai devreme, Sfântul Împărat Constantin s-a mutat în veșnicie în cel de-al 65-lea an al vieții sale, în anul 337 după Hristos, de vreme ce mama sa Elena s-a mutat într-o veșnicie la 80 de ani de viață, adică în anul 327. Dragilor, înainte de final, urăm și noi cei din pagina revistei Viața Spirituală, de aici, de pe canalul revistei Viața Spirituală, un sincer și călduros la mulți ani tuturor care prăznuiesc și serbează astăzi ziua numelui, fie ca Sfinții Împărați să vă ocrotească pe toți și să vă apere de toate încercările rele, fie ca Sfânta Cruce să vă ocrotească și să vă dea vouă biruință nebiruită din ceruri. Mulțumindu-vă deci pentru atenție, vă dorim tuturor o seară plăcută și binecuvântată și până data viitoare să auzim de bine. Eu sunt Daniel, Doamne ajută să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne învrednicească în seara aceasta, fără de păcat, a ne păzi noi. Hristos în mijlocul nostru a fost, este și va fi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.